Pro-România Vâlcea a organizat o conferință miercuri 12 august pentru a anunța primirea printre membrii de partid a fostului lider ALDE, George Guțui. La eveniment au participat Radu Marinoiu, secretar executiv Pro-România Vâlcea, Gheorghe Udubaie, candidat primăria Râmnicu Vâlcea, Adrian Sandu, candidat la președinția Consiliului Județean și cel mai proaspăt membru, George Guțui. Acest transfer s-a concretizat în oferirea unui loc eligibil, poziția a treia pe lista de consilieri județeni pentru George Guțui. În schimb, acesta vine cu membri și chiar organizații întregi de la ALDE către Pro-România. Venirea dânsului alături de noi a fost îndelung analizată. Nu a fost singurul care a vrut să vină alături de noi, am mai avut contacte din partea unor consilieri județeni de la PSD, de la PNL. Domnul Guțui a primit un loc eligibil pe lista noastră consilieri județeni, iar acolo unde Pro-România nu are organizații, vorbim de în jur de 9 localități în care nu avem organizații, în măsura posibilităților, acei oameni pe care îi va aduce domnul Guțui vor constitui organizația și vor fi candidații noștri la consilieri și la primăriile respective. Cât privește binecunoscutul declin al organizației județene ALDE, fostul lider crede că tensiunea din ultimii 2 ani a dus la acest sfârșit al organizației, în acest moment mai fiind doar 25 de organizații ALDE în județ. În primul rând, declinul ALDE Vâlcea a plecat de la scandalurile care se cunosc din 2017 între liderii partidului de la vremea respectivă, între deputat, între vicepreședintele Consiliului Județean și unul din consilierii municipali și președintele organizației, această tensiune și acest scandal care a persistat peste 2 ani de zile. În primăvară a mai primit o lovitură. Doamna Iuliana Moise, care era unul din liderii partidului, a plecat și a început și ea să tragă de partid. Lucru care partidul oricum era într-un declin. Cine a rămas să pună la cătul? Nu știu dacă pot eu să pronunț, să pun o lacătă, nu știu că dacă e bine. Este domnul Frâncu, am înțeles, de astăzi președintele organizației județene. Un alt subiect pe ordinea de zi a liderilor Pro-România Vâlcea l-a reprezentat modul defectuos în care ar fi condus județul în ultima vreme. Adrian Sandu, candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean, făcând acuzații grave la adresa actualei conduceri. Dacă noi ne-am propus un proiect politic în care vrem să redresăm instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean, cum am fi putut să luăm oameni de la alte partide care sunt în Consiliul Județean și care au dus la situația, au ridicat mâna, au votat să se ducă cenușa la Berbeș, să ne norocească un oraș întreg? Cum putem să votăm, să luăm oameni care au votat până la urmă și să ajung la situația în care uzinile sodice Govora s-au închis, nu mai asfaltat drumurile, păi județul ăsta, țara asta, nu numai în drumuri stă. Da, e lucru esențial, infrastructura, dar sunt atât de multe alte domenii, s-a dovedit în această situație de pandemie, în care e clar, fiecare județ trebuie să se administreze, banii trebuie să rămână în județ. De ce candidez la Consiliul Județean? Păi este foarte simplu. Am sesizat niște ilegalități desfășurate în cadrul Consiliului Județean și patronate de Costi Rădulescu, de directorul Lăstun, de secretara județului, o să vin cu documente, am făcut în calitate de președinte al Colegiului Psihologilor 3 sesizări, 3 adrese la care n-am primit niciun răspuns până în momentul de față, legate de o numire ilegală cu acte false în cadrul Comisiei de Expertiză a Persoanelor cu Handicap. Vedeți ce se întâmplă în momentul ăsta? Prefectul județului analizează tocmai acest lucru, ce a făcut domnul Badea la Direcția de Protecție a Copilului, inclusiv cu această comisie. Deci, Costi are multe răspunsuri de dat.